Aș fi vrut să vă vorbesc astăzi despre de unde vin ideile și în ce ideile bune și în ce context apar ele. Și de când eram la școală, mi-amintesc că mă întrebam tot timpul, dar oare de unde vin ideile? Și profesorii mei mi-au explicat că au fost o mulțime de genii care au descoperit lucrurile care au dus la lumea modernă de azi, că Isaac Newton a intuit legile gravitației văzând un măr căzând, că Einstein a studiat 7 ani de zile ca să descopere relația dintre timp și spațiu și a inventat teoria relativității, din care eu am înțeles că timpul relativ și asta explică de ce întârzi în general la întâlniri. Și profesoara de română care mi-a explicat în toate sensurile că Eminescu a fost un geniu. Și copil fiind m-am gândit, am 2 soluții, ori devin geniu eu însămi, ori mă înconjor când o să cresc de niște prieteni genii și așa vom rezolva împreună problemele complicate ale lumii adulților. Și voilà că anii au trecut și ce să vezi, nu am devenit un geniu. Și mai mult decât atât am aflat că nici geniile nu sunt perfecte. Socrul meu, care e francez și academician, a descoperit acum câțiva ani de zile că teoria relativității a lui Einstein era parțial falsă și chiar a luat premiul Einstein pentru această descoperire de la Fundația Albert Einstein. Și atunci mi-am pus întrebarea, dar dacă astăzi sunt într-o companie care are 18.000 de angajați și și-a dublat totuși cifra de afaceri în ultimii 5 ani de zile, înseamnă că am făcut niște lucruri bine și totuși nu am avut atâtea momente de evrică în jurul meu, nici la mine, nici la cei din jur, și întrebarea devenea tot mai acută. De unde vin aceste idei bune și în ce condiții apar? Nu știu dacă dumneavoastră ați lucrat cu diversi consultanți, strategi și alți specialiști, dar lucru cu ei mie mi-a amintit de ceea ce mi se întâmplă mie astăzi cu propria mea casă, că am cumpărat o casă și de 2 ani de zile ne chinuim să o terminăm, să o renovăm. Și am avut o micuță situație cu gardul casei care trebuia schimbat. Eu îmi luasem un designer, n-am știut că e doar de interior, am crezut că un designer se ocupă de toată casa. Și l-am întrebat, trebuie să înlocuiesc gardul, cu ce mă sfătuiești să pun acolo? A spus, îți propun să punem ceva din lemn care seamănă cu mesteacă nual, mi-a arătat niște poze superb, am zis, asta e soluția. Vorbesc cu constructorul, iară ce vreau și îl rog să se ocupe de comandă. Constructorul îmi spune, doamnă, dar nu puteți să puneți un gard din lemn. Da, o să putrezească, o să cadă, trebuie să găsiți o altă soluție, vă propun eu una ieftină, economică și frumoasă, cu tablă zincată, nu știu cum, vopsită. Soțul meu a zis, este exclus așa ceva, ne trebuie ceva alb, a găsit o soluție cu marmorată și așa mai departe. Vorbesc cu constructorul, îi spun, gata, avem soluția, convine estetic, este solid. Îmi spună, doamnă, dar dumneavoastră realizați ce fundații trebuie să săpăm ca să putem să punem gardul ăsta, că e foarte greu. Și din această situație mi-am dat seama că ideile fiecăruia în parte erau foarte creative și m-ar fi putut ajuta și te pot ajuta în situația în care ai o viziune foarte precisă despre ceea ce îți dorești, care este ceea ce este cel mai important pentru tine la casa respectivă și unde ești dispus să depui eforturi și să investești timp, că despre asta era vorba. Și atunci, dacă este atât de greu să aliniezi opinia cuiva din extern pentru o problemă care mie mi se părea extrem de mică, cum este cea cu gardul, mi-am pus întrebarea în ce măsură pot să aliniez opinii din exterior la o companie care face totuși 2 miliarde de euro de cifră de afaceri. Pentru că, de fapt, realitatea este următoarea. Astăzi, geniile solitare care fac descoperiri nu prea mai există și, de asemenea, nici soluții magice din exterior nu am văzut, din simplu motiv că rămân de foarte multe ori la un nivel de teorie datorită faptului că nu înțeleg efectiv complexitatea și variabilitatea ecosistemelor de business care sunt foarte diferite în funcție de fiecare domeniu. Deci nu poți să ai un consultant, un specialist, un strateg care e bun în toate. Și atunci m-am pus întrebarea, dar de unde vin totuși aceste idei? Și știți, de fapt, răspunsul este în fiecare dintre noi.
Și răspunsul vine din pasiunea cu care știm să facem lucruri. Și am căutat asta în interiorul companiei. Carrefour ce este de fapt? Este o companie care deschide piețe moderne de desfaceri de produse, da? Fie că vorbim de un supermarket, de un hipermarket sau fie că vorbim de un magazin online. Și atunci ne-am spus, dacă asta știm noi cel mai bine să facem, ce ar fi să dezvoltăm o piață internă de idei? De fapt, ce este piața? O piață este un loc în care lumea concurează, da? Și aduce produse cu valoare adăugată, care intră în competiție cu alte produse și care se vând pentru că au reușit fie să aibă un suporter loial, fie pentru că promovează valori cum ar fi tradițiile, fie pentru că aduc soluții inovante care pur și simplu challenge-uiesc status quo-ul și se uită în viitor. Și practic am decis să creăm propria noastră piață de idei. Ce înseamnă asta de fapt? Asta înseamnă că am reușit să creăm un context în care o persoană care identifică o problemă în companie, da, are libertatea să se gândească la o idee, da, cu care ar putea rezolva acea problemă, are libertatea să caute în interiorul sau în exteriorul companiei resursele care i-ar putea permite ca acea idee să devină o soluție integrată pentru companie. Și practic așa am trecut de la un mod de management centralizat în care șefii erau responsabili și dădeau soluțiile, la un alt mod de management în care soluțiile vin de la oamenii care sunt pasionați, care au identificat o idee. Și s-a numit acest proiect acum câțiva ani de zile Am o idee și compania a intrat pe un drum de liberalizare a managementului. Și poate vă întrebați unde au dus astea și o să vă dau doar câteva exemple. Am creat niște proiecte minunate ca și companie, care ne-au adus foarte multă valoare adăugată nu doar nouă, ci și celor din jur, pentru că ceea ce am uitat să precizez este că fiecare companie și rolul liderului este să dea o viziune, iar viziunea noastră a fost cum facem să facem progresul accesibil tuturor. Tuturor, mă refer la angajați, mă refer la consumatori, mă refer la furnizori, la producătorii cu care lucrăm. Și unul dintre proiectele pe care le-am creat a fost Cooperativa Vără. Și o să vă explic cum am ajuns să facem acest proiect. A fost foarte simplu. De fapt, întrebarea este cum reușești să faci fermierii români să se asocieze în condițiile în care traumele legate de cooperativele comuniste sunt foarte prezente. Nu știu dacă știți, dar în România 80% din terenurile agricole aparțin la 12 ferme mari, iar 20% din terenurile agricole aparțin la 900.000 de mici producători, care de cele mai multe ori rămân la nivel de familie și la nivel de subsistență, pentru că nu au capacitatea și încrederea să se asocieze unii cu alții. Și întrucât consumatorii noștri care discutau cu angajații de bază dintr-un hipermarket întrebau, dar salatele astea sunt românești, dar de ce nu găsim la dumneavoastră salate cum găsim în piață? Discuțiile au continuat cu cei care se ocupă de achiziții, care s-au dus către producători, iar producătorii au început să spună, noi am vrea să vă dăm aceste produse, dar noi nu avem mașini să vi le livrăm, nouă ne lipsesc lădițele în care putem să le împachetăm exact în felul în care doriți dumneavoastră și în plus de asta nu avem în fiecare zi comenzile, cantitățile la care dumneavoastră vă așteptați. Și atunci achizitorul respectiv a venit în companie și a spus, am nevoie să mă ajutați să construim o mică facilitate de 10.000 de metri pătrați în care să permitem acestor producători, punându-le la dispoziție un loc în care să-și aducă produsele și niște lădițe în care să-și împacheteze produsele, să poată să-și vândă produsele la un preț corect și acolo unde le produc, fără să treacă prin mulți intermediari. Și guess what? Am dat mai departe acest model, nu știam noi cum să operăm așa ceva și ca atare am decis să avem încredere într-un membru al comunității locale, un producător care și-a dorit să opereze acest mic centru logistic.
Și practic astăzi avem undeva în jur de 10 tone zilnic în sezon de legume și fructe dintr-o zonă agricolă de la unii producători care își trimite altfel copiii cu roaba să aducă roșiile pe care le-au cules din ziua respectivă în grădină. Și practic, ceea ce e important de reținut este că această soluție a venit cumva de la oamenii care sunt cumva la baza piramidei, da? Că vorbim de angajatul care stătea de vorbă cu consumatorul sau că vorbim de supplierul care a stat de vorbă cu producătorul. Un alt exemplu în acest sens a fost, ne-am întrebat, astăzi consumatorul și, mă rog, aici fiind un pic în industria retailerului, are diverse nevoi în locuri diferite și nu mai este ca pe vremuri în care te aștepți ca tu ți-ai pregătit magazinul, e superb și consumatorul o să vină la tine pentru că ori nu are timp, ori nu-și dorește să cheltuiască benzină să vină până la hipermarket și ca atare ne-am pus în problema cum satisfacem nevoile consumatorului în momentul în care el are nevoie, acolo unde are el nevoie și cum transformăm o experiență de shopping ca și cum ți-ai trimite propriul alter ego să facă cumpărături. Și plecând de la aceste întrebări, s-a creat aplicația Bringo. Da? Am să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută, nu știu câți dintre dumneavoastră au folosit aplicația Bringo, este o aplicație care îți livrează în 90 de minute produsele unde dorești, acasă, la mama ta sau la birou, produse pe care le-ai comandat din magazinele prezente în rețea, inclusiv din Carrefour la prețurile de hipermarket. A fost o clientă care a comandat o comandă și de la care am primit un e-mail chiar săptămâna trecută, care ne-a spus, sunt impresionată, am făcut o comandă în care comandasem și 4 bucăți de mango. La o oră după ce mi s-a livrat comanda, m-a sunat livratorul și mi-a spus, doamnă, am avut o problemă cu acei mango și ni s-a solicitat să-i retragem de la vânzare. Pot să vin la dumneavoastră acasă să îi iau înapoi și să vă rambursez suma. A venit, ne-a spus că a venit, i-a preluat mango, i-a rambursat suma și în plus de asta i-a oferit și un cadou. Vreau să vă spun că acești livratori Bringo nu sunt angajați nici ai Bringo, nici ai Carrefour, sunt în sistem Uber. Da? Sunt persoane individuale care intră în aplicație în anumite momente, sunt studenți, sunt persoane care lucrează part-time și așa mai departe. Știți de ce au putut să facă lucrul acesta? Pentru că cultura care am inoculat-o a fost fiecare dintre voi este responsabil să-i creeze respectivului consumator experiența ca și cum și-ar face singur cumpărăturile. Și atunci fiecare dintre ei are dreptul să ia decizia de a face cadouri, de a oferi gratuit o livrare dacă a apărut o problemă și de a interacționa cu clientul încât această experiență să fie wow. Și practic, acestea sunt genul de proiecte care au putut fi create doar pentru că s-a schimbat cultura managerială a companiei. Da? Am trecut de la o cultură managerială în care rolul liderului era acel lider carismatic în care are o viziune, știe exact cum trebuie să ajungă acolo, după care oamenii cu siguranță îl vor urma pentru realizarea acestui scop. Ori, realitatea este departe de asta. Eu astăzi cred că rolul meu sau al celorlalți lideri este să se asigure că creează, ca să fac și o mică cacofonie aproape, contextul în care oamenii care au o idee, da, au curajul să se ducă, să șeruiască ideea în care cred, da, și să caute resursele care îi permit implementarea acestei idei. Iar acest lucru n-ar fi fost posibil dacă nu am fi creat acest cadru, dacă nu am fi permis eșecul și am fi căutat vinovați în situația în care proiectele nu merg, pentru că să știți că sunt și proiecte care nu merg, dar este normal să fie așa, și de asemenea dacă nu am fi permis celor care au venit cu ideea, care au avut pasiunea să găsească această soluție, să lucreze în proiect. Astăzi aceste proiecte sunt manageuite de cei care au avut aceste idei și nu are nicio legătură cu funcția pe care o au în companie. Deci am creat capacitatea în companie și cadrul în care oamenii din diverse departamente
poate să lucreze pe anumite proiecte care nu au legătură cu domeniul lor de activitate, dacă au o pasiune acolo. Pentru că doar aceste pasiuni creează această valoare adăugată. Și practic, doar creând, cred că rolul nostru al liderilor din companie este să creăm acest cadru în care aceste idei individuale devin soluții integrate pentru întreaga companie, tocmai prin faptul că lasă să respire geniul, dar nu singular, ci geniul colectiv. Și cam astea au fost lucrurile pe care am vrut să le share-uiesc cu dumneavoastră astăzi despre idei și despre cum apar ele. Și doar v-aș ura să aveți încredere în voi, în pasiunile pe care le aveți și să încercați de fiecare dată, atât pentru voi cât și pentru echipele cu care lucrați, să creați acest context în care fiecare poate deveni co-creator de o nouă soluție și de o idee bună. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Anca! Scurt și la obiect. Dacă sunt întrebări în sală, bun, o să-mi încerc eu norocul din nou. Aș vrea să te întreb, ca și manager român în cadrul unui grup francez, câtă libertate ai tu de exprimare în cadrul companiei? În primul rând, aș vrea să vă spun că în managementul Carrefour avem deja 60% femei, 40% bărbați. O să facem discriminare pozitivă în celălalt sens. Și din 7 persoane în bordul companiei, 4 sunt români. Și ca atare, cred că avem foarte multă libertate. Ai enumerat o serie de proiecte. De care ești cea mai atașată? Sau eventual poate ai un alt exemplu unde ai pus mai mult suflet în elaborarea lui și în construcția lui? Mă impresionează de fapt când decid să mă implic într-un proiect, o fac pentru că ceva vibrează în mine, pentru că cei care vin să prezinte un proiect îi simți ca o pasiune în spate și they have a dream și întrebarea e de ce i-aș opri. Și ca atare cred că e foarte, a fost foarte important pentru mine, am participat la toate aceste proiecte. Unul dintre ele care este recent și despre care poate că ați auzit este proiectul Creștem România Bio, în care încercăm să schimbăm dinamica în unui întreg sector și care iarăși a plecat de la o problemă. Ne dorim să mâncăm mai bine și ne dorim să mâncăm cât mai sănătos, cu cât mai puțin conservanți, cu cât mai puține euri și să avem o origine controlată a produselor pe care le mâncăm sau le folosim în viața curentă. Și ne-am întrebat, am crescut foarte mult raionul de produse bio în Carrefour și cu toate astea, realitatea este că nu aveam decât 7 producători români de produse bio. Și iarăși ne-am pus întrebarea, dar de ce nu sunt decât 7 producători de produse bio? Și răspunsul a venit chiar de la producătorii de legume, fructe pe care am întrebat sau cei care produc lapte sau ouă. De ce nu produceți produse bio? Și atunci oamenii au început să ne explice, știți, ca să produc eu roșii bio pentru dumneavoastră, ar trebui să mă duc să mă autorizez, e un proces complicat, mă costă câteva mii de euro și nu prea mă pricep să fac aceste dosare. Nu uitați că vorbim de mici producători, cei 900 de mii de care v-am spus, nu vorbim de cele 12 ferme mari agricole. În plus de asta, din câte am înțeles, ca să mă devin bio, cultura mea are nevoie de un interval de timp de 3 ani de zile în care opresc utilizarea anumitor produse și practic în perioada respectivă sunt cumva singur pe planetă, da? Nu voi mai produce cantități, nu știu cum mă vor ataca dăunătorii și cum o să pot eu financiar să-mi susțin familia dacă fac această conversie. Și odată ce am făcut-o, ce garanție am că prețul pe care îl voi primi va fi un preț bun? Și ne-am dat seama că există un cerc vicios. Și plecând de la această premisă, ne-am gândit să lansăm, plecând de la nevoia consumatorului nostru, ne-am dat seama că cumva trebuie schimbată dinamica unui întreg sector și așa s-a născut proiectul Creștem România Bio, în care Carrefour acum câteva luni de zile a anunțat că plătește toate dosarele de înscriere în programul bio.
Aceste costuri se plătesc către autoritățile care reglementează domeniul și proiectul s-a închis pe data de 16 mai pentru că era termenul final până la care aceste proiecte se puteau depune. V-am spus că aveam și avem în continuare în companie 7 producători români de produse bio. Știți câte persoane au depus dosarele? 250 de persoane. Poate nu toate vor reuși să se autorizeze, pentru că autoritatea are și anumite reglementări referitoare la talia parcelei, vecinătățile și așa mai departe. Dar, practic, noi ne-am angajat nu doar să le plătim aceste costuri, dar ne-am angajat ca pe perioada celor 3 ani să oferim la vânzare produsele lor în magazinele noastre la niște prețuri mai mari decât ale unei roșii normale. De ce? Pentru că acolo este totuși o roșie care, înainte de a deveni bio, este o roșie care totuși va avea mai puține și practic deloc insecticide, doar că pământul în continuare va mai păstra, are nevoie de mai mult timp să se curețe. Și încă un an de zile, după acești 3 ani de zile, le-am garantat faptul că le vom cumpăra producțiile pentru a le vinde în magazinele noastre. Și practic această idee a plecat iarăși de la o mică nevoie și încă o dată o nevoie pe care cumva a fost identificată la baza piramidei și în care o persoană a avut libertatea să discute, da, cu un supplier, cu un membru din board, cu cel care avea resursele și să creeze acest proiect. Sincer, pentru mine am senzația că sunt un copil și că am o cutie, sunt într-o grădină uriașă de Lego, în care am libertatea să mut piesele, să le schimb, să creez. Și cred că asta m-a făcut să rămân atâția ani în companie, faptul că am putut să fac lucruri care îmi plac, faptul că am putut să schimb domenii, să mă mut pentru că, de fapt, la bază sunt avocată și m-am ocupat de departamentul de legal, după care m-am mutat în expansiune și credeți-mă că habar n-aveam ce este ăla un yield și nu știam cum o să reușesc să fac față challenge-ului jobului și uitați-vă că în 5 ani de zile compania și-a dublat cifra. Dar asta nu ar fi fost posibilă fără acest cadru despre care vă spun, în care fiecare membru al echipei a avut capacitatea să-și aducă aportul tocmai prin faptul că înțelegem că oamenii o să aducă atât de multă valoare adăugată doar atunci când au o pasiune și nu vin la birou doar pentru că they have to tick the box și trebuie să vină acolo de la ora 8 la ora 5. La mine în departament și în echipele mele nu există un program de lucru, toată lumea vine când dorește, pleacă când dorește. În toată compania, de altfel, există acest work from home, fiecare are dreptul să lucreze de acasă, face o cerere în sistem, dar este o cerere doar de informare. Nu se așteaptă aprobarea nimănui. Oamenii și-au concediile atunci când doresc ei, pe același motiv. Tu ești informat că angajatul tău a făcut o cerere de concediu, dar ea se validează automat de sistem. Și, practic, toată această libertate și acest cadru a permis oamenilor să se uite altfel la job și la locul în care sunt, inclusiv pentru mine.